alimente stricate și fără etichete de identificare care urmau să fie vândute turiștilor. Aceasta au găsit comisarii de la Protecția Consumatorului în urma unor controle efectuate în cursul acestei săptămâni în pensiunile și magazinele alimentare de pe Valea Prahovei. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Prahova, în unitățile cu neregul, produsele erau păstrate în condiții departe de cele indicate de producători, motiv pentru care alimentele din stoc erau depreciate din punct de vedere calitativ. În total, comisarii au confiscat peste 120 de kilograme de carne și au aplicat amenzi în valoare totală de 60.000 de lei.